make you make click. No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Single Player. Cum v-am spus și data trecută că am de gând să fac ferma, asta o să fac și acum. Mamă, dar multe chestii. Hai să mai las eu. Mai fac un furnal și bag la prăjit. Iron-ul, hai să mai fac aici un furnal. Bun. Și trebuie să mă apuc și de casă, dar până la casă mai. Hai să punem ăștia și ăștia așa. Hai că e bine. Avem și un arc full. Din tot ce am strâns din mină pe acolo, ce să bag pe aici? Ăsta. Astea. Ăsta. Ața. Ăsta. Cărbunii las în inventar. Bun, hai să ne facem fermă acum. Uhu, nu mi-a dat hunger, e bine. Nu mi-a dat foame din aia, mă rog. Acum am și un crafting table aici. Așa. Dăm cu semințele. Mai dăm și pe la găinile alea câteva. Asta nu-i gata. Ok, hai găinilor, luați de aici. Dăm la toate găinile și restul le plantăm. Gata, hai, cordiți-vă până nu mai puteți. O găleată n-am, ba da am. Hai să văd cum să fac pe aici. Dirt am, bun. Câte de astea pepene am? 7. Nu știu pe ce parte se pune pepenele. Hai că o să fac așa. Las gaură cu apa acolo. Așa. Una, două, trei și mai trag urând. Așa știu că apa acționează 4 blocuri. Ok, lăsăm apa aici. Hai să iau săpăliga. Nu, pun asta aici. Ok, acum semințele. Sper să nu se pună astea în gaură, dar o să se pună așa. Bun. Una aici, hai să de fapt nu sparg ăla. Sau așa, nu. Hai mai întâi să sap tot ăsta, că mă încurcă. Una, două, trei, mai luăm și de aici un rând. Hai să săpăm tot asta. Stai că aici nu e bine. Sau, ba da, acționează. De fapt rândul ăsta nu cred că o să aibă efect, dar mă rog. Așa, și de aici, una, două, trei, patru, la fix. Bun. Hai să facem acum cu ăștia, cu pepenii. Așa, să-i punem distanțe de un bloc sau... Punem așa pe colțuri. Mai punem și un rând de dăr pe aici. Să vedem cum s-or pune pepenii aici după aia. Așa. Ok. Ce mai avem pe aici? Morcovul. Hai că o să-l pun în altă parte. Îl punem aici și partea aia o să-l las cu pepeni și cu grâu. Hai să iau tot dirt-ul ăsta de aici că se vede urât. Și un rând așa. Bun. Ia să pun totuși în altă parte morcovii, dau mai așa un pic.
Una, două, trei. Încă una așa, mai bine. Ok, avem aici apă. Luăm cu găleata, cu lopata, pământul. Deci vine așa. Una, două, trei, patru și acționează. Ia să iau și ăsta de aici. Ai mai întâi să am apă pregătită. Dă toporul încoace. A, e nefolosit toporul ăsta, frumos. Înapoi să luăm pământ, deci vin. Una, două, trei. Și rândul ăsta așa. 2, 3, 4. Ok, așa știu că acționează apa. Acționează pe 4 blocuri de astea, o să ai teren afunat. Stai, n-am fost atent în partea asta. 2, 3, 4. Așa. Bun, și acum să sap toată partea asta. Mai zis să mai mănânc o bucată de carne. Mi-am testat că la Pocket Edition, când la prima versiune care am jucat eu, nu exista lemn colorat. Adică orice copac trăie, tot același lemn, ține de lemn de ăsta simplu, de oac. Și semințe niciodată nu puteți să-ți iei din iarbă gen aia de acolo. Trebuia să-ți facă păliga și să sape așa pământul ca să-ți dea semințe. O, dar se bătătorește pământul, văd. Mă rog, hai că aici degeaba l-am afunat că s-o se bătătorească. Așa. Pune trandafir mac ce-o fi ăsta acolo. Unde-i morcovul ăsta, că l-aveam aici. Să-l punem aici. Bone meal. De ce dracu am aruncat oasele? Nu știu. Bun, 4-5. Hai că e perfect. Ne facem acum morcov să nu mai murim de foame. Ar trebui să dau și pe la pepenie. Ar trebui. Așa. Ok. Să-i pun pe toți. Hai că-i pun pe toți. Sau bine, mănâncă un morcov să nu mai hunger. Acum să-i punem. Și încă unul aici. Să mai fac niște grup pentru găinile alea. Hai tu să mai dau pepe pe niște. E la maxim, bun. Să-i duc la maxim și după aia urmează să... să facă pepeni. Așa, și acum să dau aici. Da, și tu. Și tu. Ok, unul-i făcut. Gata. Am niște grâu, hai să-mi fac. Și două pâini, să nu mai mor de foame. Hai că s-a mai făcut acolo un grâu, să-l spar și pe ăla. Să... mai caut și niște semințe, poate mai dau la găinile alea. Ok, două semințe, perfect. Mai dăm la găini un pic. Așa, hai, cordiți-vă până nu mai puteți. Da, scară n-am și eu, sper că nu. Hai să merg până la crafting table să-mi fac o scară ca să cobor la găini. Stai că am bețe aici. Ok, scara cum era, așa. Așa. Trei scări ajung. Bun, hai să mai măresc asta aici. O să trebuia să le... să mă duc în peștera acolo să iau niște garduri, dar mai până atunci. Așa, sparge-te tu. Hai să punem burenile astea așa. Dăm cu asta.
Hai să le fac și o spațiu mai mult, să mai respire și ele. Au dat și astea niște ouă. Sper că astea nu știu să urce pe scară. Ouă, ne-au dat. Nu ne-a dat niciun ou. Ce zgâr... Asta e ca căcat una acum un ou. Oare e corect spus ce am zis eu? Ca căcat un ou, practic l-a scos păcuri, deci da. Bun, a, uite, s-a făcut și un pepene de amantii să merg să mă bag la somn, că se face acum noapte și ne atacă mobii. Iar am uitat să mă uit la filmare să văd de cât timp filmez, dar cred că am 10 minute, mai filmez încă vreo 5-6. Mă, s-a făcut și trestia asta. Hai să mai punem și pe aici. Ăsta a fost telefonul meu, mereu uit să-l pun pe mut să nu se audă când primez notificări și astea. O, sper că avem și argilă pe aici, o să ne facem cărămizi de aici. Iarăși. Hai că am pus telefonul pe mut să nu-l mai aud, să nu mai întrerupă din filmări. Hai că am pus și trestia asta. Să luăm pepenele la care se făcuse. A, doi pepeni. Și mai bine. Ce mișto. Trei pepeni. S-au băgat pe unul singur. L-or face mai repede, cine știe. Da, sper că nu i-am pus bine. Trebuia să-i pus așa pe un rând. Da, cine a mai stat să-i pună pe rânduri? Bun, hai că ne-am făcut. O, ce m-am blocat aici în frunze. Bun, hai că ne-am făcut și cu niște mâncare și cu ferma de găini acolo. Am scăpat și de foamete. Nu o să mai murim, cel puțin episodul ăsta și anterior n-am murit deloc. Hai să facem și o ciorbă. Bun, gata, avem și papa, am scăpat de o grijă. Încheie aici episodul, eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ciao les!